Da, acesta este primul rezultat al echipei Dinamo eSports în nou sezon de FIFA 21, echipa de FIFA 21 Pro Clubs, mai exact, de pe PlayStation 4, echipa ce a disputat luni seara pe 26 octombrie, trei partide interesante. Îi vedem aici primul gol marcat împotriva celor la FC Balcanovici de către Eduard Badea, o execuție foarte bună în urma unui corner. Meciul acesta contând pentru VPG Balcan Pro League. Vedem aici și faza golului 2, execuție splendidă a celuia și Eduard Badea, care a reușit o dublă în această partidă, după o incursiune spectaculoasă în care o lui Makanake. Acesta l-a găsit foarte bine pe coechipierul său din atac și am văzut execuțiile fabuloase, de-a dreptul. Vedeam acum secvențe din cea de-a doua partidă pentru Dinamo eSports, un amical contra celor de la Academie, un penalti obținut acolo de către Robi Săcăreș, fautat de către Blondu. Tot Robi a executat și a marcat în poarta lui Livinio. O greșeală individuală acolo, însă cu siguranță se va repara pentru băiatul la Academie. Vedem și faza golului 2 din prelungirile partidei, tot așa după o greșeală individuală. Vedem cum Vali a putut profita, a recuperat mingea, iar Eduard Badea l-a executat cu o scăriță pe portarul celor de la Academia Dinamo. Un meci ce ar fi trebuit să ofere un boost de moral în vederea ultimei partide a serii contra celor de la Highly Rated, un meci contând pentru competiția VPG Europe South Conference. Vedem aici super gol marcat de Makanake, lansat extraordinar de către Eduard Badea, o fază spectaculoasă a dinamiștilor contra unor adversari despre care nu știam foarte multe informații, însă i-am descoperit aseară ca o echipă foarte omogenă, închegată și care ne-a pus dificultăți. Tocmai de aceea am văzut și această execuție din partea atacantului celor de la Highly Rated, ceea care a făcut ca scorul final să fie 1-1 între cele două formații, acesta fiind practic meciul de debut în competiția VPG Europe South Conference. Urmează alte partide interesante pentru echipa Dinamo eSports pe PlayStation 4. Vă așteptăm pe site-ul dinamoesports.ro și pe canalul de YouTube Dinamo eSports TV pentru a vedea cele mai recente meciuri și pentru a fi acolo pe live când vor porni. Vă salutăm cu drag, Dinamo eSports!